Fracțiunea PPDA vrea capul ministrului agriculturii Ion Perju. Fotoliul acestuia se clatină cu atât mai tare cu cât și președintele Igor Dodon s-a arătat nemulțumit de tăierile ilicite de pădure. Cei de la PPDA au cerut demisia lui Perju pe motiv că ministrul nu ar fi întreprins nimic pentru a-i apăra pe unii importatori de produse alimentare, care au un anumit termen de valabilitate. Perju neagă acuzațiile și spune că deputații sunt cei care trebuiau să intervină. Potrivit vicepreședintelui PPDA, Alexandru Slusar, din 22 februarie intră în vigoare legea cu privire la siguranța alimentelor care interzice importul unor mărfuri alimentare. Mai exact, este vorba despre cei care aduc marfă cu termen de valabilitate de până la 90 de zile, dacă a rămas mai puțin de 30 de zile din termen. Slusar spune că Perju trebuia să insiste ca deputații să modifice legea pentru a-i ajuta pe importatori. Dar unde a fost ministrul Perju? Dar unde a fost conducerea ANSA? Ministrul Perju, după acest lucru, trebuie să plece repede. Demisia de onoare nu este pentru dânsul, onoare este cuvânt străin aici. Deputatul spune că din cauza ministrului agriculturii pe piață ar putea să apară o criză de anumite produse alimentare. Situația cu produsele agroalimentare poate influența prețurile. Sunt anumite tipuri de produse agroalimentare care noi nu producem în Republica Moldova. Și în situația în care de mâine ele nu pot fi importate, putem să așteptăm la creșterea prețurilor, la deficit în țară. În replică, Ion Perju susține că de fapt deputații sunt cei care trebuiau să insiste pe modificarea legii, astfel ca importatorii vizați să nu aibă de suferit. Cred că domnul Susa trebuie să-și bate cap că această lege să fie modificată ceva timp mai înainte, dar nu s-o facem noi acum în pripă. Nu poate să spună domnul Susa că stau acum camioanele la vamă cu produse și nu poate intra. Este o aberație. S-a luat de ministrul Ion Perju și președintele Igor Dodon. Șeful statului l-a amenințat cu demisia pentru că ar fi admis ca pădurile să fie tăiate ilegal, iar lemnul vândut. Domn Perju, nu o să faceți regulă să zburați împreună cu șeful Omulțilă. Șeful ăsta nou care l-a spus acum, dacă nu o să faceți regulă, dacă nu opriți tăierea pădurilor și bispredelul care acolo vindeți pe bani cash la dreapta și la stânga lemnele, o să zburați împreună. Perju respinge acuzațiile, dar spune că se va conforma unei eventuale demiteri. Nu vindem noi lemnul. De ce șeful statului susține acest? Întrebați șeful statului încă o dată. Amenință cu demisia dumneavoastră. Cum comentați aceste? Este conducerea statului care vă lua o decizie care trebuie să o ia. Și dacă va decide să plecați din funcție? Dacă va decide, va decide. Ce vreți să vă spun? O să vă conformați? Nu pot să nu te conform. Coincidență sau nu, acum două zile, deputatul Andrian Candu a declarat că în urma unei înțelegeri între socialiști și democrați în guvernul Chicu ar urma să fie schimbați cel puțin doi miniștri. Unul din aceștia ar fi chiar Ion Perju. În locul acestuia, în fruntea Ministerului Agriculturii, ar putea veni democratul Vasile Bâtca. Atât PSRM cât și PDM au negat că negociază crearea unei alianțe și partajarea funcțiilor în guvern.